bună tuturor, la mulți ani tuturor Ioanelor, tuturor Ionilor, la mulți ani tuturor celor care aveți pe cineva de sărbătorit. Vă doresc să aveți parte de o zi minunată, binecuvântată, plină de bucurii. La mulți ani tuturor celor care vizionați acest video. Vă mulțumesc pentru mesaje, pentru feedback-uri. M-am gândit să fac o citire nouă cu un pachet de cărți de oracol pentru a afla un mesaj, pentru a vedea ce gândește un fost, o fostă, ce mai simte, ce mai gândește, dacă mai gândește ceva. Deci aici este o etalare care să dezvăluie câte ceva despre o fostă iubire. O fostă, deci vă gândiți așadar, vă invit să vă gândiți așadar la un fost, la o fostă și să vedem dacă vrea să dezvăluie cărțile de oracol despre această persoană ceva, dacă această persoană mai are ceva pentru voi, vreun sentiment sau nu. Dacă ar fi să vă întâlniți cu această persoană, această persoană ar mai avea ceva să vă spună sau nu? V-ar mai băga în seamă? Ar mai dori să vorbească cu voi sau nu? Așadar, aceasta este o etalare care dezvăluie ceva despre un fost, o fostă. Dacă se mai gândește sau nu la voi, dacă îl mai interesează persoana voastră sau nu. Prima variantă este inimioara roz, a doua va fi cu inimioara verde și a treia cu inimioara roșie. Așadar, să vedem mesaje de la un fost, de la o fostă. Cineva vă studiază cu lupa, să știți. Cineva acum încearcă cumva, ori încearcă să se uite în trecutul relației, să descopere anumite lucruri pe care nu le-a văzut, ori încearcă să vă, să vă găsească niște defecte, pentru că vrea să să exagereze cumva, mărește, să zic așa, o situație, o face mai din țânțar armăsar, poate să fie și o astfel de situație. Aici o să vedem. Vedem cu prima variantă, prima variantă ce se întâmplă. Wow. Aici, dacă ați avut o relație, deci a ieșit iar din această lupă, deci vedeți cum stă și studiază, aici poate să fie vorba despre cineva care și-a găsit pe altcineva, poate are și copil cu această persoană, are o nouă relație, s-a mutat, are niște acte de făcut, sau poate că aveți de făcut, de rezolvat, încă mai aveți ceva de făcut, de rezolvat cu această persoană pentru o mutare, pentru o schimbare. Această persoană, să știți că totuși ar dori cumva să mai are nevoie poate de voi pentru că vrea să schimbe ceva, oricare de schimba niște acte, are de rezolvat ceva legat de niște acte de un copil, poate și pentru copil, este foarte posibil, deci dacă aveți copil cu o anumită persoană, fie că e femeie, fie că e bărbat, fie că aveți o fată, fie că aveți un băiat, aici s-ar putea ca această persoană să-și dorească să vă întâlnească, să se împace cu voi, fie pentru că aveți copil și se gândește și la copil, fie că e vorba despre o schimbare pe care vrea să o facă, un transfer, o mutare și are nevoie poate de un ajutor,
are nevoie de un sprijin, totuși analizează cu destulă, vedeți că totuși e cu o prietenie, e cu un romantism. Să știți că această persoană, dacă este vorba despre o femeie, ea este foarte visătoare, încă mai visează la vremurile când ați fost împreună, cu toate că poate caută, s-a schimbat, poate și-a făcut iar o altă relație, s-a mutat în altă parte, poate are și copii, dar, și cu toate că poate caută cu lupa să vă mai găsească niște defecte, să vă, adică să, ca să poată uita, ca să poată întoarce spatele la trecut, ca să se poată desprinde de trecut, mai citește încă poate scrisorile de la voi, mesajele voastre care le-ați schimbat, da? Deci aici pare posibil să știți că vă vin vești de la această persoană, dacă aveți copii. Dacă nu aveți copii, puteți să aflați vești că are pe cineva, dacă sunteți femeie, spre exemplu, puteți să aflați că are o relație nouă, poate, că e însărcinată persoana cu care este și că poate chiar vă critică acestei persoane sau pe voi altcuiva vă critică pentru că caută să găsească, să facă din țânțara în măsar. În orice caz, aici apare o schimbare, da? Deci s-a produs o schimbare, exact, vă dă griji totuși. Deci s-ar putea, deci dacă această persoană nu ați avut copii cu ea, nu aveți copii cu ea, dar și într-un caz și în altul, în orice caz, vă poate aduce niște griji. Aceste vești care vi le gândește, această schimbare pe care o gândește, vă dă totuși o tulburare, o grijă, un stres. Deci, poate fi vorba despre o grijă, despre un stres. Dacă ați fost căsătoriți sau ați avut copii împreună, atunci este foarte posibil că această persoană își dorește cu voi o împăcare. Vrea cu voi, vă rămâne totuși, își dorește totuși o prietenie, un prieten fidel sau voi veți rămâne totuși într-o relație cu această persoană și din cauza unui copil care vă este ca un prieten credincios, ca un fidel, el se ține după voi. S-ar putea să aveți de-a face cu o persoană care se ține după voi ca un cățeluș. Poate să fie o persoană care chiar mai vrea împăcarea cu voi, vrea un copil, vrea o nouă șansă, dar e posibil că totuși această persoană ori vă dă un stres, pentru că e o persoană care poate e păguboasă, nu reușește să se descurce singură. Acum, fie că e femeie, fie că e bărbat, dar totuși s-a grăbit această femeie, s-ar putea să mai fie o femeie totuși. Deci dacă ați avut căsătorie sau, mă rog, ați avut copii împreună, posibil că are pe alta, are pe cineva, poate chiar are și copil sarcină cu această femeie, dar mai e și cu voi cumva pentru o schimbare, pentru ceva. Oricum mai aveți ceva încă de rezolvat cu niște acte, deci mesajele care vin de la voi vă critică poate legată de o fidelitate, deci pune poate la îndoială, caută să vrea să știe dacă l-ați înșelat, dacă ați înșelat-o, dacă i-ați rămas fidel, fidelă, dacă între timp nu v-ați găsit pe nimeni, adică se gândește, cu toate că poate nu mai e cu voi și se gândește că n-ar trebui să vă mai găsiți pe altul, ceva de genul. Aici e un stres, o oboseală, o teamă, o neliniște care o are această persoană, e neliniștită și pare că și vouă în viitor vă poate aduce o neliniște. Dar aici, dacă aveți copii, pare că totuși există șanse de împăcare pentru că vă rămâne fidelitatea aceasta a copilului sau a acelei persoane într-un fel. Da? E vorba de o iubire pură și profundă, deci e foarte posibil pentru voi, deci dacă ați avut relații de căsătorie, dar, exact cum spuneam, una caldă, una rece, aici așa este o situație în care nu-și schimbă caracterul. Deci își dorește împăcare cu voi, își dorește, poate se ține după voi ca un cățeluș, încearcă să pară că vă este fidel, credincios, dar are alte interese, poate materiale, poate legate de o casă, poate legate de banii care ar trebui poate să-i plătească pentru o pensie alimentară și nu, mi se pare că nu se descurcă. E aici așa cumva, e mai vicleană această persoană, fie ca femeie, fie ca bărbat, deci văd totuși o viclenie, văd totuși o neliniște, o pagubă, o exagerare, o critică poate chiar, deci e mai critică, cu toate că poate a fost o dragoste profundă, adică sentimente au fost sincere și poate că încă mai sunt, dar nu este o sinceritate. Deci, chiar dacă sentimentele ei au fost sincere, sinceritatea în modul de a se comporta nu a fost sau a avut un caracter așa mai... da, nu prea... Așa e caracterul, da? Deci pare așa o situație. Deci mesaje care vin, deci eu...
prietenie, să zic așa, a mai rămas totuși o prietenie și mai dorești o prietenie și mai dorești o șansă. Haideți să vedem și la a doua variantă, piatra verde, inimioara verde, mesajul de la un fost. Sau fostă. Vedem. Dacă gândiți-vă la un fost, la un fost, ce mesaje v-ar da? S-a și grăbit? Wow! Prietenie, socializare, încă rătăcește, încă nu știe, caută, vă caută, s-ar putea această persoană să vă caute, să știți, adică nu că vă caută în sensul că poate nu vă mai știe numărul sau poate că nu vă caută, nu vă sună prin telefon, dar încearcă să iasă în locurile prin care voi ați putea fi, sper să vă întâlnească. Da, este o situație în care la voi aici e chestiune de vești, de anturaj, deci sunt tot felul de vești, de zvonuri, se informează poate despre voi, vorbește cu lumea despre voi, povestește la prieteni poate despre voi, mai întreabă poate pe cineva, văd că sentimentele sale, să știți că ar fi de împăcare. Da, deci vrea să-și facă o familie, poate vrea să... E o persoană prietenoasă, o persoană pozitivă, solară. Poate că relația între voi s-a terminat bine, adică prietenește. Nu v-ați mai văzut că v-ați rătăcit unul de altul, v-ați îndepărtat, distanțat datorită anturajului, conjuncturilor. Nu par aici niște... deci pare că sentimentele sale sunt de prietenie, de bucurie, de veselie și poate chiar ar fi, aici poate fi vreo un suflet pereche, că ați fi putut fi o pereche foarte frumoasă, dar poate că nu ați reușit să concretizați ceva, nu ați reușit, poate și din cauza anturajului prea mult să vă vedeți, să fiți împreună sau al intereselor care au fost aici, totuși sună un ceas. Deci e un ceas aici care ticăie, cumva pentru voi, poate fi vorba de întâlniri de destin, când va fi ceasul, vă veți întâlni, vă va căuta, vă va suna, nu vă neliniștiți aici, fiți mai prietenoși. Deci își dorește, îi place să cunoască lumea, îi place să aibă un anturaj, un succes, o persoană de succes. Deci această persoană vă vorbește de bine, aș putea să spun la lume, deci nu vă bârfă de bine, adică cum se spune. Da? Deci se mai informează despre voi, încearcă să-și construiască o relație. Are credință. Deci o persoană, e o chestiune karmică aici. O încercare, o probă. Exact, mesaj să știți că s-ar putea să primiți vești de la această persoană. S-ar putea să primiți vești. Deci se poate naște o nouă dragoste, o nouă pasiune pentru voi. Deci, dacă vă veți întâlni cu această persoană, să știți că ea va fi foarte comunicativă, chiar poate s-ar putea să-i stea și ceasul, să fie o surpriză, da? Deci să se rămâneți blocați, posibil și acest lucru. E o întâlnire de destin, adică ca și cum divinitatea cumva vă va scoate în cale pe neașteptate, unul pe altul, când nu vă așteptați niciunul nici altul. Pentru că la voi poate că a fost o chestiune și din cauza anturajelor, nu ați avut, v-ați cunoscut sau v-ați întâlnit în niște momente când fiecare avea alte interese sau v-au despărțit niște anturaje, niște interese, la un moment dat frustrări au fost, poate și niște frustrări pentru că nu s-a concretizat ceva, dar pe parcurs se pare că această persoană s-a mai luminat, s-a mai liniștit, s-a mai calmat și a mai schimbat poate energia. Văd acum că există poate oarecare credință, mai multă maturitate, mai multă înțelepciune și poate să apară o veste. Deci această persoană, mesajul care îl dă este poate că așteaptă o veste sau vă va da o veste, aștepta să vă dea o veste. Deci, pentru că pare că ea vă caută deja, într-un fel se informează despre voi, cere informații, deci poate chiar cere numărul vostru sau prin prietenii voștri încearcă cumva să ajungă din nou la voi, să vă cunoască prietenii ca să poată să vă întâlnească, posibil acest lucru, deci mesajele sale sunt de prietenie. Dacă v-ați întâlnit cu această persoană acum,
sau în viitor când vă veți întâlni, pare că această întâlnire poate va fi în grabă sau undeva în lume multă, dar poate aduce ceva nou, se poate naște din nou o relație, se poate din nou ajunge la o prietenie, dar e nevoie de credință, e nevoie să vă curățați cumva energiile sau anturajul. Cam asta e ce văd pentru a doua variantă. Haideți să vedem și la inimioara a treia, inimioara roșie, să vedem mesaje de la un fost, o fostă. Gândiți-vă la un fost, la o fostă, să vedem ce mesaje are pentru voi, dacă are un mesaj pentru voi, dacă v-ați întâlnit, ce mesaj v-ați dat sau ce s-ar întâmpla. Vedem. Mesaje de la un fost, de la o fostă. Wow, noroc! Un noroc! E ceva, un noroc, ceva, o oportunitate poate apărea. O nouă șansă. Poate apărea o nouă șansă pentru voi. Poate apărea o nouă șansă. Deci pentru varianta primarei roșii, poate apărea o nouă șansă. De o întâlnire intimă chiar. Vreau o intimitate, vreau o întâlnire cu voi, vreau o nouă șansă această persoană, să știți. Vreau o nouă șansă, dar știți cum e cu proverbul? Lupul schimbă părul, dar n-aravă baie. Aici, oricât e mai șmecheră această persoană, e mai nesinceră, are păguboasă, are niște pagube, are de făcut o alegere. Îi place să fie în centrul atenției, vrea să demonstreze că mai are puterea asupra voastră. Are o chestiune, aici are o chestiune legată poate și de familie, de rădăcinile din care face parte, să zic așa, deci din locurile natale sau familia din care face parte, anturajul, prietenii vechi. Da, deci această persoană vrea o nouă șansă, are noroc, are succes, oscilează. S-ar putea să fie o persoană duală, orică merge în două relații în același timp, orică e și cu doamne și cu domni. Aici poate fi și această situație, o persoană duală. Asta poate să fie hoția sa. Deci mai vrea o șansă cu voi, pentru că cu voi a avut totuși niște satisfacții, i-ați dat mai multă siguranță, mai multă stabilitate, un succes. Deci ar vrea, dacă v-ar întâlni, să știți că mai vrea o șansă, mai vrea o întâlnire, deci clar că va mai vrea o întâlnire, o nouă șansă, pentru că s-ar putea și pentru că are niște interese materiale, pentru că poate sunteți o persoană generoasă, bună, are ceva de câștigat prin intermediul vostru, dar e și pentru că poate că îi plac relațiile cu risc, îi plac relațiile de trio, îi plac. Are așa o situație în care vrea și intimitate, pe de o parte cu noroc, se simte norocos de întâlnirile cu voi, deci se va considera cu norocos când se va întâlni cu voi. Ce noroc am avut că te-am întâlnit, vai, dacă de când te căutam, de-abia așteptam să te văd, pentru că probabil are o pagubă, are ceva. Sau pentru că știe că prin voi poate să ajungă din nou să strălucească, din nou să aibă, să se simte viguros, viguroasă, să se simte cu putere, să se simtă sigur pe sine. Poate că i-ați dat o stabilitate, i-ați dat o siguranță, i-ați dat o ceva care i-a purtat noroc, vă consideră că sunteți persoane care îi purtați noroc, etc. Cu toate că, îi văd aici totuși că își face griji sau e o persoană păguboasă totuși. Da, deci vă poate aduce o pagubă. Dar există șansa să se și împace cu voi. Acum depinde de voi, văd că veți avea de făcut o alegere. Aici se poate exista șansa și aici de împăcare, deci un fost, o fostă, să știți, chiar dacă va trăda sau vă trădează în continuare, pentru că, așa cum am spus, această citire îmi spune că lupul schimbă părul, dar nu ravuba, dar vă va aduce și totuși o stare de bine, de bucurie, de prosperitate, să zic așa, cu toate că e destul de păguboasă această persoană, sau, nu știu, stresantă poate, își face griji, poate are niște un stil care vă enervează, vă stresează la un moment dat, dar, în general, așa văd că majoritatea crezi sunt destul de pozitive, dar, da, prudența poate nu strică, pentru că voi știți mai bine, dar pare că această persoană își dorește
oportunitatea de a se întâlni cu voi, de a mai avea o relație cu voi, de a mai fi intimitate cu voi, de a avea cu voi, poate chiar să-și pună rădăcini, poate chiar vrea o familie cu voi. Sau sunteți în aceleași locuri, vrea să-și pună rădăcinile undeva, bazele undeva. Da, pare să fie o astfel de situație. Cam astea sunt mesajele care le văd eu de la un fost, o fostă, la care voi v-ați gândit pentru această citire. Eu sper că v-a plăcut acest gen de citiri cu cărți de oracol. Mesaje de la un fost, de la o fostă. Sper că ați rezonat. Ele sunt citiri generale, bineînțeles. Unii puteți rezona mai mult, alții mai puțin. Eu sper că v-au plăcut și vă doresc în continuare o zi plăcută. La mulți ani încă o dată tuturor ioanilor, ioanelor, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, domnișoarelor. O zi minunată, binecuvântată pe toate planurile. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!